Această emisiune se adresează și persoanelor cu deficiențe de auz. De data asta, colegul meu, Cornel Șomucu, a ales să fie în emisiune invitat, pentru că și să arătăm cadrul cu invitații mei. Cornel Șomucu este, pentru că este și profesor, s-a simțit jignit în calitate de profesor prin ceea ce a spus ministrul, că profesorii nu-și fac treaba, și de asemenea invitatul meu, Constantin Huică, președintele USLI Gorj. Nu primim telefoane, primim doar SMS-uri la 0766314582. Dragi invitați, sunteți supărați, ceea ce discutați aseară, declarația la cald a domnului ministru, s-a inflamat la nivel național și o să vă rog să... Opinia publică s-a inflamat. Opinia publică s-a inflamat. Sindicatele au luat poziție. Care este poziția sindicatului de la Gorj? Ce poziție poate să aibă un reprezentant al cadrelor didactice atâta timp cât un membru al guvernului își permite să facă o astfel de afirmație? Este totuși un membru al guvernului și nu un cetățean oarecare care, după ce bea o vodcă la cârciuma din sat, începe să facă politică sau să facă afirmații la nivelul despre învățământ. Este vorba aici de această afirmație în care fiecare cetățean să plătească câte 100 de lei, 100 de lei, da, pentru educație, în situația în care poate jumătate sau mai bine de jumătate din populația țării care are copii în școală de-abia are cei 100 de lei ca să se asigure mâncarea copilului care frecventează școala. Noi știm, dumnealor, le-au mărit salariile, le-au triplat anul trecut guvernul. El poate să-și permită să-și ducă copilul la 13.500 cât are pe lună, el poate să-și-l trimită și în altă țară, unde trebuie să plătească. Dar acesta să dea și 100 de lei aici în România. Ori acest drept de gratuitate a învățământului este prevăzut în Constituția României. Deci închipuiți-vă sau... Da, statul nu funcționează decât pe banii noștri, adică acea gratuitate e asigurată prin impozitele pe care noi le plătim, prin banii care se adună la buget din impozitele noastre ca activități. Din impozite și taxe. Deci nici acum nu e gratuită asta, da. Lăsăm la o parte că trebuie să cumpere copiii ba una, ba alta, pe la școală. Acesta este... cum să zic, să încalce acest drept constituțional sau poate că acest domn al guvernului nu știe, nu cunoaște Constituția României. Posibil. De poate ca să facă o astfel sau de afirmație. Sau poate vrea să schimbe Constituția. Dumnealor pot ca să facă foarte multe, mai ales acest guvern tehnocrat. Guvernul Ponta a fost schimbat în câteva ore. Eu cred că în situația de față ar trebui nu numai acest ministru tehnocrat să-și dea demisia, ar trebui să-și dea tot guvernul să-și dea demisia, pentru că nu este singurul care face afirmații defăimătoare la nivelul învățământului românesc. Să nu uităm că secretarul de stat Șalaru pentru o afirmație care nu ciudată, avea... Deci ciudată, deci oricum așa de, da, mare gravitate. Ciudată, da. Imediat a fost demis de către ministrul educației, iar un alt demnitar să facă astfel de afirmații nu pot fi trecute cu vederea și cadrele didactice pot ca să iau astfel de măsură să-i sancționeze. Suntem într-o perioadă fierbinte. Mâine trebuie să se prezinte, bine, probabil și profesorii care corectează la limba română, la evaluarea națională, examen nu este dat, lucrările sunt în centrele de examen, dar s-au îmbolnăvit corectorii. Limba română deja s-a corectat.
S-a terminat corectura? Da, ieri și astăzi s-a practic da. S-a terminat. Bun, probabil este matematica, începe mâine matematica și îi mai doară cât o măsea și pe cât un profesor, poate face tensiune la noapte sau păi, trebuie neapărat să meargă cu cineva, copilul. Să și ar putea ca să meargă mâine la medic, să-și ia un certificat medical și să nu, mai, să nu se prezinte la aceste... la aceste examen, la examen, bine, la corectură. Să, dacă vă aude să vă acuze de instigare dar la... Dar nu instig, dar se îmbolnăvesc. La grevă fără... Nu, dar nu este o grevă. Nu, nu este o grevă, nu este o instigare, se poate se întâmpla. Se pot îmbolnăvi. Se pot îmbolnăvi. Cum dânsul generalizează că toți profesorii sunt neserioși, incompetenți, nu își fac datoria, zice nu poți ca să fie... Toți profesorii se îmbolnăvesc, mă scuzați, nu toți. Da. Păi nu, să nu generalizăm. E o întrebare, domnul Bostan ăsta este rodul, că m-am uitat astăzi să de nu curiozitate. Nu vorbim cu ăsta, că este ministru. Păi și ce? Deci există, e gramatical exprimarea. Acest domn Bostan, așa, acest domn Bostan, sună cam ciudat și, astăzi, da? Și varianta asta, a făcut studiile în România. Deci este rodul școlii românești. Acum ați două variante. Ori profesorii profesor de... care nu și-au făcut datoria și de asta a ieșit dânsul așa cum a ieșit, sau a doua variantă, nu se susține ce spune dânsul în momentul cu această afirmație. Bine, acum privind guvernul tehnocrat, așa cu mai multe exemple, gen fonduri europene, gen justiție și altele, s-ar putea să ne gândim foarte bine dacă într-adevăr domnul ministru nu are dreptate. În sensul că unii dintre ei au fost rodul unor profesori care nu și-au prea făcut datoria, dovadă prestația lor mai mult decât slabă la nivelul unor ministeri. Bine, dacă e să punem așa problema, oamenii cu competență scăzută, ca să nu spunem incompetenți, există poate în mai multe domenii, există. Da, da, de multe ori se numesc tehnocrați. Dar nu înseamnă că trebuie să generalizăm în primul și în primul rând. Și în al doilea rând, ca să faci într-o ședință din asta, o conferință de specialitate, un ministru care nu are legătură cu învățământul să comenteze calitatea actului de învățământ, nu știu de ce trebuia să fac asta. Asta e interesant și chiar domn președinte, cum o vedeți chestia asta? Că exact cum ar fi venit ministrul agriculturii, tot a ieșit între comunicații. Bine, să zicem că comunicațiile au legătură cu învățământul în sensul că folosim niște suporturi informatice, da? Doamne, nu are importanță ministrul cărui resort este. Important este că aceste persoane sunt niște persoane publice care au rolul de a conduce această țară. Au obligația de a interveni, de a ajuta, de a face ceva pentru domeniul pe care îl coordonează. Că nu se pricepe la învățământ, că nu știe ce este în școală sau poate că așa a fost dumnealui, de așa, probabil, de așa școala a avut parte de poate ca să facă o astfel de afirmație, îi dăm crezare atunci. Dar să nu uităm că am avut și miniștri sau avem și miniștri care sunt buni, care au fost bine pregătiți în școli, iar să venim la zilele de astăzi în care copiii sunt foarte bine pregătiți. Cine nu vrea să învețe, aia este treaba lor. Dar profesorul, dacă nu intră la clasă, iar la fel, sau nu-și face datoria, iar la fel este vina celor care îi conduc acolo în școală. Un director de școală, este domnul Șomâcu aici ca director de școală, dar nu cred că dacă a văzut un profesor că nu intră la oră, l-a lăsat sau l-a chemat, hai să jucăm o tablă în cancelarie. Da, eu chiar sau, mi-amintesc că domnul Șomucu chiar a luat o măsură cu un profesor care nu prea venea la ore și a fost schimbat. Vedeți dumneavoastră, nu putem să cine generalizăm. Profesorul, da. Deci, să asta, lăsăm puțin sus față. Asta este iar la fel, deci depinde de cel care conduc până jos, până la nivelul unității de învățământ, conduc învățământul. Nu arătăm cu degetul numai la cei din frunte.
Sau mai avem și, în cazul meu, ca profesor de educație fizică. Îi mai auzim pe mulți că, că profesor de sport le aruncă mingea și se joacă. Nu e adevărat. Cum poți să faci o astfel de afirmație ca director? Că doar știi foarte bine ce are, ce obiective are, cum trebuie să se desfășoare o oră de educație fizică și când îl vezi pe profesorul de educație fizică îmbrăcat la costum sau profesoara cu fustă scurtă pe teren, te întrebi ce face, dacă ce poate să-și facă. Da. Exact, dacă și ce face la oră. Sportul este o materie importantă pentru că pentru dezvoltarea copiilor, exact, în adică același timp este și o oră de relaxare. Sunt, exact. Mișcarea e vedeți, foarte deci totul, conducerea sistemului de învățământ pornește de jos, de la școală până la ministrul educației și mai departe până la primul ministru al educației. Nu? Al guvernului. Al guvernului. Acum mai este o problemă pe care o exploatează și s-a folosit acest lucru în ultimii ani de a trimite categorii sociale împotriva altor categorii sociale, cam din această colecție de tâmpenii face parte și această declarație, pentru că de fapt ca orice domeniu, și în domeniul educației, sunt și probleme. Le știe sindicatul, le știm în general cei care lucrăm în sistem. Adică avem și noi un procent dintre profesori care, oricum, datorită vârstei, datorită competenței mai scăzute sau ceva așa, nu-și fac datoria așa cum ar trebui să... Dar e un datorită procent mic. Directorului care nu-i pune la... E posibil. Punct. Deci, în general, deci există un procent, dar nu este atât de mare sau, în orice caz, nu este mai mare ca în alte domenii care au aceleași rateuri. Dar a venit cu chestia asta, profesorii fac îți devină pentru tot ce se întâmplă în societate, că de fapt cam asta vrea să spună domnul ministru Bostan, este cam mult. E adevărat că miniștrii noștri, în general politicienii de vârf, își duc copiii în străinătate la studii, nu fac școala în România, au alte orizonturi, alte lucruri, dar asta nu înseamnă că noi, marea masă de români, cetățeni, beneficiarii sistemului de educație, merităm aceste lucruri. Deci aici este problema și de aici și reacția și salutarea, aș putea spune. Federația Sindicatelor Libere din Învățământ a avut astăzi o atitudine foarte clară de condamnarea unor asemenea declarații și să nu uităm că e vorba de federația cu cei mai mulți dascăli, 180.000, undeva din, din 300.000 cu totul, deci înseamnă destul de mult, aș vrea să spun. Și asta e prima problemă. Iar a doua, n-am văzut, că aici e toată problema, n-am văzut totuși, dacă s-ar fi întâmplat asta cu câteva luni în urmă, păi ministrul respectiv era făcut așa și ce, mai ales dacă făcea parte din vechiul guvern. Acum avem așa o reacție destul, în afară de sindicate, avem așa o... Inclusiv, vine vacanța. Da, inclusiv presa reacționează ca în vacanță, ceea ce nu e în regulă. Deci ministrul respectiv trebuia să plece. A fost o ședință de guvern astăzi. M-aș fi așteptat să-și dea demisia de onoare. Da, sau să domnul Ciolo să le ia de mânuță, Nea Bostane, te duci în altă parte. Da, te duci în altă parte. E, nu s-a întâmplat acest lucru, ba din contră, un drept la replică pe Facebook, că tot mijlocul de comunicare al guvernului actual este Facebook-ul, spune că de fapt n-a vrut să spună asta, că a fost folosit politic, interpretat politic, dar singura reacție a venit din partea sindicatului. N-am văzut reacțiile politice. Mă așteptam să le văd, adică opoziția, dar bine, nu știm care e la putere și care e în opoziție în momentul păi de față din politicieni, da. Mă așteptam să facă, să vină cu replică. În afară de FSLI, USLI, în cazul nostru aici, n-am văzut altă atitudine. Dacă dumneavoastră le-ați văzut, îmi spune și mie, eu n-am apucat să le văd astăzi, dar am frânzărit și o ziarele, să spunem așa. Ar fi fost strict necesar sau trebuia ca să iese și Asociația Părinților, deci părinții să tragă un semnal de alarmă, pentru că la urma urmei și dumnealor sunt afectați de această afirmație a acestui ministru. Deci că practic era un atentat la buzunarul părintelui, care și așa este așa cum trebuie să-l împartă acel buzunar în toate părțile și dacă are 10 copii, de exemplu, și are să dea 10 copii. Milioane la o punem, școală. Punem cum marea majoritate sunt salariu la salariu minim pe economie, dacă au două
1250. Da, tot cu dări, dar banii care rămân în urmă nu sunt 1250. Da, dar deci dar e suficient. Minim la 10 copii. E suficient, deci în jur de 1000 este, da. E suficient să aibă 2 copii și dar chiar cum de n-au reacționat părinții? Probabil sunt și în vacanță și dumnealor sau vor dumnealor reacționează atunci când se va lua măsura. Nu când se va lua măsura, când vin la școală și dacă un profesor îl ciufăie un pic pe copil, atunci este cu siguranță în clasă. Dar când scutură buzunarul dumnealui, nu ia nicio atitudine, ne lasă bine tot pe noi, pe profesori. Bine că asociațiile astea ale părinților mi se par niște adunări, să zic, care nu prea funcționează. Ar trebui să... Funcționează. Nu, funcționează la nivelul unităților școlare, dar atât. Nu i-am văzut niciodată ieșind părinții în stradă, cum au ieșit profesorii ca să-și ceară drepturile, că profesorii nu au cerut doar drepturile lor sau doar salarii. Noi am cerut reformarea sistemului de învățământ, noi am cerut schimbarea programelor școlare, adaptarea lor la cerințele pieței, ca să nu, școlile să nu mai pregătească șomeri și să schimbăm programele școlare. Deci aici nu era problema a profesorilor. Deci pentru că nu schimbăm programa școlară ca să aibă profesorii de lucru, ci ca să pregătim, să putem pregăti copii într-un anumit domeniu. Aici trebuia să vină și... Treaba asta nu s-a prea făcut acum, venind pe subiectul pe care l-ați dezvoltat acum. De mult se tot vorbește că e prea multă materie, că ar trebui învățate lucruri practice mai mult în școală, că sunt puține, multe meserii pentru care nu se găsesc... locuri de muncă. Nu se găsesc locuri de muncă, dar nu se găsesc absolvenți. Nu există școli care să pregătească anumite meserii. Am fost la un târg de joburi și nimeni nu se oprea acolo unde zicea sudor. Hai să fim serioși. Noi vrem la birou. Nu, acolo tot părinții sunt principalii vinovați, să spunem așa, din îndrumarea copiilor. Sunt școli de arte și meserie avem în școli. A fost o problemă până anul trecut. Deci câțiva ani a ieșit, da. Dar se pune problema că acel copil, sunt copii care iau note mici la evaluarea națională, la clasa 8-a, care nu ia acel, nici măcar acel 5, iar îi dă dreptul, legea îi dă dreptul ca să urmeze liceul, să intre la un liceu. Ori dacă el n-a luat 5-ul la matematică, sunt convins că nu știe nici tabla înmulțirii. Și atunci cum va putea el să învețe la liceu? Și că părintele zice, lasă-l să facă și liceu, că poate o da și la facultate. În loc să-l dea acolo la școala, să-l dea la școala de arte și meserii, unde primește 250 de lei pe lună pentru că urmează acea școală și că învață o meserie. Deci spre știința domnului Marius Bostan, ministrul comunicațiilor și pentru societatea informațională, copiii nu numai că plătesc, ci primesc bani, de exemplu, uite, dacă se duc la școlile de arte și meserii. Sâc, domnule ministru! Iată că se pot primi bani de către familii și nu... Vorbea domn președinte de nota 5, dacă nu o obțin la matematică. Vreau să vă spun că cei care au dat evaluarea asta s-ar putea să aibă o mare problemă astăzi. Iată ce a apărut în cursul după amiezii, ce a apărut astăzi. Faptul că în subiectul de matematică auzisem ceva de undeva de la orele prânzului, dar nu era nimic cât de cât oficial. Greșeală imensă la subiectele de la evaluarea națională. Totul s-a întâmplat la proba de matematică. Sub punctul 6 de la subiectul 1 a avut o eroare imensă. În diagrama de mai jos este prezentată repartiția notelor obținute la un test de matematică de elevii unei clase a 8-a dintr-o școală. Conform diagramei, numărul elevilor care au obținut nota 5 la acest test este egal cu puncte, puncte, era acolo. Diagrama însă era incorrectă, deoarece legenda este incompletă. Nu este specificat pe care axă este indicat numărul de elevi sau nota obținută. Prin urmare, pentru unii elevi, răspunsul corect ar fi fost 3 elevi care au luat nota 5, iar pentru alții 8 elevi care au luat nota 5. În mod normal, Comisia Centrală ar trebui să plece
să plece o notă către toate centrele de corectare în care să fie menționat că punctajul cel mai mare ar trebui acordat indiferent de perspectiva pe care elevii au citit diagrama, pentru că nu se specifică. Eu am aici și diagrama respectivă, a fost pe prima pagina subiectelor. Iată că după ce pregătim un an de zile un examen, ne trezim cu specialiștii noștri că nu o dăm în bară. Și... Păi da, dar o să vină domnul Bostan și o să zică, uite, vezi că profesorii nu sunt buni? Păi da, dar de... Că n-au știut să facă subiectele. Păi nu știu dacă profesorii nu le-au făcut. Bine, sunt și profesori și cei care lucrează la Centrul Național de Evaluare. Bănuiesc că la, acolo se da, fac dar sunt oameni care au plecat de la catedră de ani de zile și nu au uitat... Nu au nicio legătură cu sistemul. Că așa sunt și cei care fac programele școlare. Ei nu știu cât poate să învețe copilul ăla. Îi dă, îi pune în cârcă ca să învețe și în final el nu poate să ducă. Duc doar vârfurile. Uite, și... de exemplu, eu întotdeauna m-am întrebat de ce am învățat integrale în școală, chiar în liceu, hai să zici, bă, la facultate, dacă faci o facultate tehnică, într-adevăr, sau de matematică, dacă să înveți integrale la liceu și poate după liceu să te duci să lucrezi oriunde, în producție sau undeva, nu mi-au trebuit niciodată, nici, ce mai erau, tot felul, matrice, integrale, logaritmi, nu am folosit niciodată. La ce îmi folosesc, domnule știți, lider de sindicat? Eu sunt profesor, sunt profesor de educație fizică. De acord cu dumneavoastră, dar sunt lider de sindicat. Dar, țineți nu, mai nu, mult nu. La locurile de muncă ale profesorilor sau la ce învață copiii în școală, dacă le e necesar problema, sau nu la un moment dat? Se pune problema nu de ce învață integrale, de ce învață. Se pune problema care este rolul matematicii în dezvoltarea intelectuală a copilului. Deci aici este problema. Problema se pune că adică învață, creierul, normal, creierul trebuie antrenat, copilul trebuie să învețe să gândească și învață printr-o astfel de disciplină. Am ascultat replica unui mare neurochirurg din România care a făcut liceul de mate fizică și spunea despre rolul care l-a avut, adică e absolvent de liceu de mate fizică cum era înainte, iar și a făcut făcut medicină. Da, și eu am făcut mate fizică la Tudor, dar credeți-mă că da, a făcut medicină. Erau mulți, așa era pe vremea aceea. Aici trebuie să discutăm, deci nu conținutul. Deci eu aș prefera să învăț alte lucruri în școală și copiii noștri trebuie să învețe lucruri care sunt pentru viață copii, mai mult decât să le antrenăm creierul cu asta, integrale, zic eu. Nu, conținutul învățării este într-adevăr prea greoi pentru anumiți copii, pentru anumite profile. Deci sunteți de acord cu mine? Sunt de acord, dar nu putem ca să-i lăsăm pe cei deștepți, să-i lăsăm acolo la coadă, să înnoate printre cei care nu pot să învețe. Deci admiterea la liceu va trebui făcută de către unitățile școlare și atunci sunt liceu de elită, păi îmi primesc copiii care învață bine și pot să meargă mai cum departe și învață. Am dat și admitere și treaptă, nu se mai știe și ce învață mai bine și sunt mai bine pregătiți decât copiii care merg și fac cu bani mulți și merg să facă liceu în străinătate. Iar cei care nu pot să ducă, aceștia să facă un liceu tehnologic, o școală de artă și meserii. Dar să lăsăm valorile să meargă, să... Și acum, ca să revenim la subiectul nostru fierbinte, ce vor face oare sindicatele în continuare? Lăsăm la o parte că unii dintre profesori s-ar putea să facă tensiune, ca să glumim un pic din cauza acestei declarații să nu vină mâine la școală. Federația Sindicatelor încă nu a luat o măsură, probabil vom o măsură în ceea ce vrei ca acțiune, da. Ca o doar poziție, vedem ce se întâmplă în zilele următoare, probabil ne vom întâlni la București și vom hotărâ. Prea multe nu putem hotărâ, că școala, copiii sunt în vacanță la ora actuală, dar aici cred că ar trebui totuși profesorii să solidarizeze și să tragem un semnal de alarmă în cazul examenului care începe luni, cel de bacalaureat.
Altfel nu vom putea, vom fi considerați, lasă-i că își merită soarta. Nu știu, nu pot ca să afirm că nu ne vom duce la bacalaureat. Asta este o decizie comună care se poate lua, nu de unul singur. La fel cum spuneam... Da, a cerut cineva demisia acestui ministru? Da, este cerut oficial de către Federația Sindicatelor Libere din Învățământ. Demisia ministrului. Demisie din proprie inițiativă mai... Practic, nu, a fost cerută demisia, nu demiterea, dar... Să-și dea singur demisia, da, adică. Există ambele variante posibile. Acum, aș vrea să mă întorc puțin la declarația și într-un alt fel. Ați vorbit mai devreme de ce se întâmplă în învățământ și de faptul că programele sunt cum sunt. E o problemă veche și încercăm care rămâne la fel. Da, și se încearcă rezolvarea ei acum prin nou curriculum și toate celelalte. Deși e greu, e mult până departe. Însă, să nu uităm că nereușitele de la clasă se datorează și acestei mari probleme. Deci putem să spunem despre un profesor că e slab, că n-a făcut nu știu ce performanță, că nu așa, apropo de ce zic ei cu performanța în învățământ, trebuie și asta discutată, cine face performanță, cel de la Tudor care urcă un copil de la 9 la 9.50 sau cel de la, să zic o localitate mai de la periferia județului, care urcă copilul ăla de la, îl duce spre 5 măcar, un 5, un 6 când l-a luat de la cota de avarii. Dar aș vrea să spun acest lucru. Este necesar sau să trebuie să discutăm foarte clar că eșecul, dacă există la nivel de educație, îl datorăm și acestor schimbări permanente la anumite capitole, dar în același timp faptului că nu umblăm la lucrurile esențiale. Învățăm în continuare lucruri care, iată, cum spunea Aura, nu ne folosesc. În același timp, nu facem unele lucruri care poate ne-ar folosi în viață sau în ce vrem să facem. Da. Vorbim de firme particulare. De multe ori o firmă particulară, chiar dacă e absolvent de vârf dintr-un anumit domeniu, trebuie să-l țină, să-l școlească ei o perioadă ca să facă ceva cu el. Pentru că nu cunosc nimic practic. Da, da. Asta e problema. Suntem poți să ai 10 teoretic la matematică, dacă mie nu știi să-mi pui camera aia dreaptă și să știi să reglezi lumina și să pricepi care-i treaba? Poți să știi integrale până ți-o sării capacele. Da, poți să fii olimpic. Eu am mai spus și cu alte ocazii faptul că acești copii nu își însușesc conținuturile învățării până la clasa 8-a, iar eu îl aduc după aceea la liceu și am pretenție ca profesorul ăla să-l facă de la 5, să-l ducă la 7, să poată să ia bacalaureatul, este foarte greu. Dacă nu a reușit să învețe tabla mulțirii și matematica claselor 5-8, că toți am parcurs școala, conținuturile în matematică, în fizică, se leagă unul de celălalt. Dacă nu am baza, degeaba vin aici. Ce o să facă profesorul ăla de la liceul industrial, unde e tehnologic, dacă îi vine un copil cu materie neînvățată, el trebuie să, pentru bacalaureat, să ajungă la examenul de bacalaureat, trebuie să-i predea în continuare noi conținuturi. Ori el nu le știe pe ăsta. Deci conținuturile ale noi trebuie să se sprijine pe celelalte. Dacă nu le are, degeaba își omoară plămânii și sufletul acel profesor, își dă tot interesul. Să nu creadă nimeni sau că la liceele tehnologice sunt profesori mai slabi. Acei profesori poate într-adevăr muncesc mai mult cu acești copii ca să poată să învețe și ei, să-i aducă, să-și îndeplinească programa sau să reușească să-i ducă ca să ia un examen de absolvire. Eu aș avea așa o mică analiză și o legătură între cele ce s-au spus și s-au întâmplat în ultima perioadă și față de ceea ce se întâmplă în învățământ în general. Eu am pus aici trei liniuțe. Copiii sunt nemotivați pentru că nu găsesc locuri de muncă. Mie tata îmi spunea, pune mâna și învață dacă vrei să mănânci o pâine albă, pentru că primam repartiție și lucram ca
specialist și luam un salariu bun, atunci erau salariile bune pentru cei cu facultate și primeau și un loc de muncă corespunzător cu pregătirea pe care au avut-o, dar era pe timpul lui Ceaușescu când erau cu repartiții. Așa. După aceea, profesorii sunt prost plătiți, nu sunt motivați să vină decât dacă au o dragoste mare de a preda. La ora actuală, la ora actuală numai din dragoste. La ora actuală numai din dragoste de profesie. Că din punct de vedere financiar, într-adevăr, sunt niște bani pe care îi primim. Dar sau în mod special cei tineri care vin. Cei tineri care vin doar din... Sunt mici. Să vii la 1100... Deci vin cei care, într-adevăr, iubesc meseria și aia vor ieși niște dascăl buni, indiferent de ce salariu vor lua. Și mai există categoria, mă duc profesor că altceva nu sunt în stare, voi reuși acolo, salariile da, sunt mici, acolo prea cam sunt locuri. Că nu sau sunt și în domeniul cei care termină institute sau facultăți care vor deveni profesori, absolvenții, cei mai buni se duc în alte domenii, că sunt recrutați de firme internaționale din timpul facultății, da. Iar ceilalți vor caută pe unde pot să mănânce și ei o pâine. Și o preferă și pe asta intermediară, atunci ar veni și oameni valoroși. Și cei mai valoroși. Și mai e o problemă, dacă tot spunea domnul Bostan că să le ia 100 la părinți, măcar să o dea domne la profesor să aibă salariile mai mari, măcar ei să fie motivați să lucreze și să vină oameni de calitate în învățământ. Eu aș vrea să știți că ministrul Bostan a mai făcut și altă declarație foarte ciudată, cel puțin, nu știu dacă stă bine cu logica, de asta și vreau să vă întreb dacă, tot în aceeași declarație în care spunea el că crește deficitul, dacă crezi la profesor salarii, crește deficitul. E aceeași situație, se vorbea și în criza economică din 29-33, tot acela, profesorii erau de vină pentru criza economică, dar în fine. Ce mai spune ministrul? Și cităm. O mărire de salarii în zona asta de educație nu ar provoca decât pagube pe următorii 2-3-5 ani, dar pagube pe care nu le mai poți recupera. Ce a vrut să spună domnule președinte? Gaură în buget! Da, asta este... Deci învățământul... Învățământul este cel care secătuie bugetul, bugetul guvernului, bugetul țării. Ce salariu deci, are un profesor, domnul președinte? Un profesor care începe să predea în primul an. Ajunge în jur de 1000 de lei să ia în mână. În mână. Da, să ia 1000 de lei în mână. Pe acolo, în hai ca să vă spun eu la 30 de ani vechime, 30-35, am 1900 salariu de încadrare, profesor cu gradul 1. Și domnul Bostan cât are? Că parcă auzeam aseară salariul dânsului. 13.500. Da, păi e din acel lot de demnitari care li se tot reduce salariul de un an și ceva de când a fost crescut, dar nu se întâmplă nimic, nu știu cum se face că ordonanța nu mai ajunge. Li se reduce verbal, adică nu s-a și scris, dar nu s-a aplicat. Nu s-a scris, se spune că se pregătește o ordonanță, dar asta se pregătește de pe la începutul anului, da. Dar s-a tot pregătit, deja au trecut 6 luni din anul. Se pregătește așa cum a fost pregătită și legea salarizării bugetarilor și a profesorilor, s-a tot pregătit. A noastră ca să ne dea, lor ca să le ia. Și uite așa au rămas până amândouă. Până la urmă ne-a rămas cu luatul și cu... Da, noi cu luatul cu primitul. Și a găsit domnul ministru țapii spășitor să a găsit profesorii. Unde este gaura neagră a bugetului în educație. Și vrea să dea părinții pentru profesor, da? Pentru... Ca să vă mărească dumneavoastră? Nu, ca să subvenționeze ei mai puțin... Ca să fie mai atenți cu școala. Deci domnul Ion sugerează, domnule, nu-i interesează pe părinți ce se întâmplă la școală, dar dacă ar pune bani din buzunar, ar fi mai atent și ar avea o presiune mai mare pe școală și pe rezultate. Bun. Adică să vină părinții să le dea lecții la profesor. Să-l ia de ureche pe profesor că copilul lui nu a vrut să învețe sau nu a vrut să-și facă lecțiile acasă și s-a dus la școală cu lecția neînvățată. Deci să nu uităm că un rol, un rol important în pregătirea copiilor o are și familia. La școală stă 4-6 ore copilul. Domnul Huică! Din 24 care le stă cu părinții. Știți să învețe integrale pe copii?
Dar nu este vorba, ala îl învață profesorul. Așa, și părinții ce să le facă? Iar copilul să-l pună, nu să-l asculte, să-l pună ca să-și facă programul, să învețe. Integrarea va ajunge și acel copil va ști dacă va învăța să citească o poezie sau să recite o poezie în clasa 1, va învăța ca să cele patru operații în clasele 1-4, dacă și le învață pe alea, va ajunge să facă și integrale, dar trebuie să învețe să și le facă, nu numai să la școală. Profesorul în 50 de minute, cum le-au băgat acum, că legea spune 25 de copii în clasă, iar părintele vine, sunt deja 30 de copii în clasă și ia-l și pe al meu, că a auzit că învățătoarea e nemaipomenită, face farfurii zburătoare cu copiii ăia. Păi cum poate să se ocupe o învățătoare să aloce timp pentru 35 de copii, doar ca să treacă pe la fiecare, să stea câte două minute și nu-i ajunge... Să-i țină mâna să-l învețe cum se face litera. Și cu cele două minute altele. La 25 de copii deja a trecut o oră. Deci, și ora are 45 de minute la învățământul primar. Da. Da, și la învățământul primar chiar are 45 de minute. Nu, sunt probleme ale educației, le cunosc inclusiv oficiali ai Ministerului Educației, le cunosc sindicatele, toți cei care lucrăm în sistem, dar aceste declarații care n-au decât rolul de a inflama pe de o parte pe părinți, de multe ori încerci să inflamezi împotriva profesorilor, pe profesor, pentru că îi jignești, efectiv. Asta a fost o jignire grosolană pe care nu o face un om politic, nici măcar un specialist, un tehnocrat din orice domeniu. Asta înseamnă rufianism. E afirmație, da. Așa cum am spus eu, la cârciumă. Dar să aibă vreo legătură, când zic Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională, mă duce gândul la Microsoft, la dosare. Are vreo legătură asta cu, sunt supărați cei de la Ministerul Comunicațiilor pe Ministerul Învățământului că nu le-a mai luat aparatura aia care nu era în regulă sau care să fie asta un motiv? La învățământ și la fotbal toată lumea se pricepe. De aia? N-are nicio legătură cu dosarele. Ba, s-ar putea să aibă, pentru că de regulă, deci licențe Microsoft au fost pentru învățământ și ori acolo și ele au nu fost luate pentru școli aiurea, pentru că școlile se descurcau de foarte multe ori fără, n-au ajuns pentru școli, erau gratuite pentru școli, că de asta s-au făcut acele dosare. Poate că unii și-au imaginat că dacă ajung la ministerul respectiv, au anumite avantaje, iar DNA-ul nu i-a lăsat să-și mai facă mendrele și de asta și noi decontăm aceste reacții. Nu știm, acum suntem la nivelul supozițiilor. Da, supoziții. Dar eu fac așa o legătură între Ministerul Comunicațiilor și al Educației, asta ar fi singurul. Că le oferă servicii. Poate Ministerul Comunicațiilor, ca să ajute învățământul, ar găsi o soluție să putem avea din nou aparatură electronică în școli la nivelul anului 2016. Școlile din toată țara dispun de laboratoare, gimnaziile, cel mai nou laborator a venit înainte de 2009, iar la licee s-au mai făcut eforturi, dar oricum aparatura și la licee este depășită, 4-5 ani, are cel puțin 4-5 ani vechime la liceele cu performanță. Nu, au de când s-a schimbat guvernul Tăriceanu, care în perioada guvernării Tăriceanu, atunci au fost alocați bani pentru dotarea școlilor, dotarea laboratoarelor, pentru fiecare disciplină au fost alocați bani în funcție de numărul de elevi, atâta pentru sport, atâta pentru laboratorul de fizică, atât pentru chimie, atât pentru informatică, deci atunci au fost direcționați în funcție de numărul de copii. De atunci, da, iată ce a făcut Tăriceanu pentru dumneavoastră și a mai spus ceva Tăriceanu atunci, zice, nu avem cum să dăm bani la profesor, Băsescu zicea, ba le dăm, că era înainte de alegeri. Le dăm bani la profesor. Tăriceanu o mărire ca prim-ministru înainte, da. Și Tăriceanu și cei care... Nu se poate, că nu avem bani acum, trebuie să înțelegem. Acum nu se poate. Ba da, zice Băsescu, dăm. Și până la urmă, după alegeri... Când au venit ei, după au ce l-au dat jos pe Tăriceanu, da? Pentru venit... că n-a vrut să dea bani la profesori, au venit la putere și au zis... Păi știți că n-avem. Deci asta în situația de față era, atunci trebuia guvernul respectiv să-și dea demisia, să-l aducă înapoi pe Tăriceanu. Care a avut dreptate. Și nu. Care, culmea, și-a riscat funcția de prim-ministru spunând realitatea. Nu, eu am o întrebare și mi-o tot pun de foarte multe ori, inclusiv prin editoriale. Avem de foarte și mult... nu răspunde nimeni. Da, avem foarte mult... Pentru cei care ar trebui să răspundă, nu răspund din alte motive.
guvernanți, indiferent care sunt, nu vorbim acum de tehnocrați neapărat, ci în general. Dar avem niște guvernanți care, când vin la moment la Palatul Victoria, încep să spună ce nu pot face ei. N-avem, nu facem, nu știu ce. De parcă moștenirea i-am forțat, grea. Da, da, de parcă i-am forțat noi să vină miniștri. Bare guvernul tehnocrat, bade, ne încearcă să ne explice câteva zile, mai e un ministru pe la fondurile europene, fost consilier al premierului, îmi scapă numele lui, care ne explică de câteva zile pe toate televiziunile. Bine, am văzut o înregistrare tot pe o televiziune în care s-a făcut de râs în comisia de specialitate din Parlament, pentru că nu știa cu ce se mănâncă, ce face el. Dar, deci a fost lamentabil. Dar în schimb pe televiziune vine și combate că el, că guvernul nu poate, că nu știu, de parcă guvernul respectiv ar trebui neapărat să vină acum, dacă fostul guvern putea. De ce l-am schimbat? De ce îl ținem pe actualul guvern dacă nu poate? Că nu ne explică decât ce nu poate. Nu, păi dar nu l-am schimbat, Ponta și-a dat demisia. Bun, l-am schimbat, că putea să rămână același guvern, să numea un nou prim-ministru dacă era, dar păi am ales varianta, am renunțat la varianta politică și am mers pe o variantă tehnocrată. Cum și-a dat demisia, că a fost demisionat, asta e altă treabă. Asta e a fost determinat. Treabă de presă, da. Asta e, să zicem, și-a așa, cam că a fost de presă, determinat da, să da. Facă. Dar problema rămâne. Uite că pe domnul ministru ăsta nu-l determină nimeni deocamdată să-și dea demisia. Dacă nu-l determină nimeni, înseamnă că și primul ministru și însușește punctul de vedere al dumnealui. Da. Și probabil asta se discută în spatele ușilor închise și în guvern. Știți că era un banc pe vremea guvernării Boc în care începuseră reducerile la învățământ și s-au redus 25%, după aia 25%, și în momentul când nu, practic profesorii nu mai luau nimic, președintele Băsescu îl întreba pe Boc, bă, ce fac, mai vin domne la școală și acum, atunci să le punem o taxă de intrare la profesori. Da. Am extrapolat, era un de-a râsul plânsul, pentru că apropo de dedicația pe care o au unii profesori din sistem, problema rămâne că până la urmă singurii care pot reacționa tot profesorii sunt. Da, pentru că sunt organizați în primul rând. Da, și prin sindicate și prin celelalte. Cum vă spun eu. Pentru că altfel o să ne trezim, adică cumva că ne asumăm ce spun câte o năzbâtie care spune oricare ministru, bostan sau cum o mai fi, că au nume ciudate și alții prin guvern. Și declarații ciudate, că aici e problemă. Iar acum... Că nu ar fi durul niciodată că se cheamă bostan respectivul ministru dacă ne spune asemenea lucru. Da, păi a ajuns, nu știu, eu rămân la părerea, nu se auzise nimic de nea bostan până la această declarație. Poate vrea să candideze și s-a gândit nu, să iese un pic în față. Cred că s-a făcut, așa a ajuns, el s-a gândit să se facă cunoscut printr-o declarație, nu cred că a anticipat amploarea scandalului, dar au o anumită doză așa de, să nu uităm că avem un pe Biriș, secretarul de stat de la finanțe, care e și gorjean de-al nostru, care știți, insulta pe români că românii săraci fentează statul, că n-au cum să trăiască cu nu știu cât ca să nu plătească impozit. Biriș spunea acest lucru, e același guvern, nici Biriș n-a pățit nimic, e bine, mersi acolo, ca să nu mai înțeleg altă chestie. Pleacă, avem pe Borc, unul dintre vicepremieri, pe economie. A plecat de la 65.000 de euro pe lună la, nu mai zic, compania din construcții, din ciment, și a venit la guvern la 5.000. Să-mi spuneți mie că ăla a venit din dragoste de țară la guvern. Deci cumva trebuie, adică nu, orice om normal, nu pierde 60.000 de euro pe lună. Deci, păi poate îi se terminase mandatul acolo și nu mai avea de lucru. Se poate și asta. Da, nu îi se terminase, se terminase pe la noi, pe aici, pe la Gorj, că am înțeles că am angajat un vicepreședinte de Consiliul Județean că tocmai fusese dat afară de la o companie și era șumer. Dar în fine, dacă e așa, cel puțin așa a speculat presa. Spuneați că părinții nu pot să intervină. Nu e adevărat. Deci educație nu fac numai profesorii la școală, și părinții. Nu sunt deci organizați părinții, de asta nu, spun eu. Nu acasă, sunt și acasă. Nu, eu mă refer la o intervenție legată nu asupra copilului, ci asupra acestei situații. Nu, că ceea ce n-au se întâmplă, ceea ce se întâmplă la părinții. Școală cu copilul și ceea ce se întâmplă, ceea ce îi oferă guvernul pentru educația copilului, trebuie să-l intereseze și pe părinte. Că, așa cum vorbeam la începutul emisiunii,
guvernul sau mai bine zis statul se obligă să educe copiii tocmai în baza banilor pe care contribuabilul îi plătește. Eu am o propunere pe care am mai scris-o și într-un editorial, dar era valabilă pentru spitale. Ce ar fi să fie toate spitalele private și să poți contribui la spitalul care ești mulțumit de el? Dacă ar fi și la școli la fel. Dom'le, eu, părinte, vreau să contribui, dar nu mai dau bani la asta, gata. Nu. Ia să vedem, impozite. Care școală? Da, nu mai plătesc impozitele alea. Chiar așa era titlul editorial, nu mai vreau să plătesc taxe. Deci făceam o grevă fiscală, ceva de genul ăsta, eram foarte chitit atunci. Adică să cotizez, domne, la liceul ăla. Și dacă îmi iau copilul de acolo, înseamnă că sunt nemulțumit. Și va suferi liceul ăla că copilul meu nu mai e acolo, că nu mai ia milionul sau da, cât o lua situația, de la mine. În situația în care din impozitul care se oprește la fiecare contribuabil ar scrie acolo 1% învățământ, ai putea să-l direcționezi către o anume unitate școlară, dar atâta timp cât spune impozit pe venit și sănătate, casa de pensii, da, șomaj, toate astea, deci pentru ei se duc, se știe clar, banii ăștia ar trebui să meargă acolo, pe când către învățământ din impozitul ăla, și impozitul ăla se împarte, deci veniturile din impozit, ăla se împarte și o firimitură la învățământ. Restul se duc... Domnul președinte, lăsați că și ce se duce la casa de asigurări de sănătate, 10% se duce din salariul unui angajat, 5%, 5 și ceva din partea angajatului și 5 și ceva din partea angajatorului. Ce înseamnă că sănătatea trăiește bine sau că ne ducem acolo, suntem tratați cum trebuie? Chiar dacă sunt bani destinați, clar. Păi, ia să ne gândim la sănătate. La casa de asigurări ajung cam 5 miliarde de euro într-un an de zile. Din ăștia 5 miliarde, unii se întorc ca să păstreze, să finanțeze sistemul, toate celelalte. Dar vreo 3 miliarde se duc pe acele Hexi Pharma și toate celelalte. De aia nu ajung să dau ducă nici aia bine. Problema e că la noi în educație n-ajung asemenea funduri. Nici măcar nu există. Da, aici ce să ne problem. Mai mirăm? Și dacă ați avea destinat, că spune învățământul, are atâta la sută din PIB, nu? Nu, ar trebui să aibă. Că are câtva tot are. Are 3% din PIB în condițiile în care legea spune 6%. Ar trebui să-i cerem daună morală 6, la da? Acest 6% din PIB. Doar 3% din PIB. Produsul intern brut, dragi da? Telespectatori. Pentru cine ar trebui diferența să o pună acest domn ministru Bostan sau cum da. Dovleac. Să punem noi. Mai avem 2 minute din emisiune. Haideți să tragem concluzii. Păi dacă strângem, suntem vreo 18 milioane câți am mai rămas în România, dacă punem fiecare ce, câte profesor? 100 de... Nu, 18 milioane părinți. Locuitori, da, părinți, locuitori să zicem. Așa. Să pună fiecare român câte 100 de lei, deci cam am face poate diferența aceea de buget. Nu ajungem nici așa la diferență. Nici așa, nici la 1% din PIB-ul respectiv. Dar dacă legea spune 6% din PIB, de ce nu se respectă? Ați întrebat vreodată? Ați avem ministri... în masă? Sindicatele. S-au făcut grevă pe seama, și s-au făcut proteste. Este una din revendicările de ani de zile și? Ale sindicatelor, 6% din PIB. Ați văzut și dumneavoastră unde se ajunge. 2,8, 3,3 de unde tăiem fiecare de învățământ? De acolo se poate tăia, că de acolo nu produce nimic. Și nu stă, așa este logica. gândirea lor, că nu producem resursa umană a acestei țări e mai puțin importantă. Este mai important să facem cu totul alte, să dirijăm banii în alte domenii care poate cumva să mai scurge ceva și pe la alte persoane. Deci, sunt acuzații pe care nu le puteți dovedi, îmi pare rău, dar nu vă pot să le susțineți. Noi le bănuim, normal, că nu avem cum să certificăm așa. Oricum, Federația a cerut primului ministru să-l demită pe acel ministru, așa cum spuneam, sperăm că dacă nu face asta, înseamnă că împărtășește aceeași opinie ca și a dumnealui. Un cuvânt de final? În perioada interbelică, un prof... De final, nu de început un de emisiune.
învățător și, da, și, da, și dascăl, un învățător și ziarist interbel, Gheorghe Lăscăteu, spunea despre dascăl și situația lor în general, situație ca și acum, am apostolul, amărât apostol care este dascălul, totdeauna se taie de la el, totdeauna când există bani nu se pun la învățământ, când e nevoie de tăieri, totdeauna se găsesc în educație sau oricum acolo sunt reducerile cele mai mari. Iată că din nefericire tot în acea situație suntem și după 70-80 de ani. Să dea Dumnezeu să dea gândul cel bun domnilor de la guvernul tehnocrat și să găsească soluții pentru ca ai noștri copii să învețe carte în condiții bune, cu profesori mai puțin stresați și mai puțin rău plătiți, ca să folosesc așa o inversiune de termeni, și să își dea demisia, zic eu, domnul ministru, părerea mea. Dacă nu-l demite nimeni. Dacă nu-l demite nimeni. Poate la apucă demisia de onoare. Dragi telespectatori, mulțumim pentru atenție. La revedere!